Domnule director, domnule deputat, domnule prefect, o concluzie a ceea ce am văzut astăzi, nevoile oamenilor și cu ceea ce îi puteți dumneavoastră ajuta. O investiție care trebuia să fie finalizată în 2008, o facem prin disponibilitatea Apelor Române și a directorului general Pintilie în 2014. Comentariile mele sunt deprisos, doar să vă spun că proiectul există și cu deplasarea domnului director general Maramureș îi dăm și de capăt. Această investiție trebuia să fie finalizată și terminată de mult. Deci, domnul prefect, domnul deputat, domnule primar, urmare vizite la teren, se observă clar necesitatea realizării acestor lucrări. Sigur că proiectul care valorează 10 milioane de lei va trebui etapizat. Vom începe urmare rectificării din luna iunie-iulie anul acesta să finanțăm o parte din acest proiect. Îl vom programa împreună cu colegii de la nivelul ABA Sobeștisa prin Seghea Vrancea pentru o perioadă, cred eu, de 4 ani, astfel încât să putem, din minimul de efort financiar pe de care dispunem, să finalizăm într-un timp. Dacă vom găsi și alte surse, sigur vom susține realizarea acestui proiect într-un timp mai scurt. Dar deocamdată să începem lucrările. Vom face tot posibilul ca acest studiu de fezabilitate să poată să fie finanțat începând cu august 2014. Mulțumim foarte mult. Domnule deputat? Păi, ce mai pot să spun? Cred în domnul rector Vasile Pintilie, este un om deosebit. Nu vine să facă propuneri de care să uite. Cred că dânsul se va ține de cuvânt în ceea ce a spus cetățenii. Domnule primar, e necesar să se întâmple ceea ce am auzit astăzi? Sigurat. Și eu mulțumesc din suflet domnilor că au venit până aici și au deranjat. Proiectul era nevoie de mai de multă vreme să fie finanțat. Din păcate, am fost pe lista de investiții 3 ani, dar n-am primit finanțare. Vă mulțumesc încă o dată și să ne ajute Dumnezeu să putem rezolva. Ați fost un pic urechiat așa cu gunoaiele care sunt aruncate, oamenii nu prea cosesc în fața caselor. Ar trebui și din partea cetățenilor un pic mai mult mai multă grijă, nu? O să iau atitudine. Nu lua atitudine. Trebuie să știi că tu ești primar de oraș. Dacă mă glumesc. Suntem în oraș făcut cu forcepsul și trază la mare. Problema este foarte clară. Cetățenii, pe lângă faptul că trebuie să fie apărați și ajutați, ei trebuie să dovedească că așa cum sunt gospodari în interiorul curților, așa trebuie să fie și în exterior. Și numai printr-un efort conjugat se poate realiza asta, de înțelegere împreună cu toți cei care reprezintă conducerea primăriei și Consiliul Local la nivelul OAT-ului. Și vă mai spun ceva, zona Maramureșului istoric, la mare cinste era Corsa. Sigur. La mare cinste era Grebla. Mă urugini și avem motocorsa. Și motocorsa nu poate merge aici. Că e la fir. O să încercăm să... Deci dacă faci cumva cu cosele primare, mă bucur. Și poți face și fân pentru niște capre. Cu bună voință să face totul. Numai bine. Doamne ajută!